primim pe Emilia Ghinescu alături de noi. Bună dimineața! Bine v-am găsit, dragilor! Bine ai venit, dragă! Măi, mă bucur să te văd și pe tine, așa că de fiecare dată de câte ori ajung la tine la restaurant și eu și soțul meu și mărturisesc că destul de des, niciodată n-ajung să te văd. Sunt în spate la vase. Ești în spate la vase? Data viitoare îți promit că o să vin în spate la vase. Vin acolo pentru că eu nu mănânc carne de regulă, foarte rar, și îmi place foarte mult burgerul pe care l-aveți voi. Da, dar ai de spălat la fel de multe vase și cu carne și fără. Da? Îți promit că dacă faci cinste, spăl și vase, să știi că îmi place. Parcă mi-a bârit casca, nu știu ce asta ce s-a întâmplat ceva, sorry. Sorine, cu sunetul. Știm despre tine că ești o femeie credincioasă. Da, sunt o femeie. Dar vreau să știu dacă tot timpul ai fost așa sau... Am crezut dintotdeauna în Dumnezeu și cred că sunt un om iubit de Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a pus așa pe tavă pe de-a lungul vieții mele. Cred în Dumnezeu. Nu sunt habotnică să merg tot timpul la biserică, dar sunt un om care crede cu adevărat în Dumnezeu. Și pentru că tot vorbim de această sărbătoare mare, sărbătoarea înălțării Domnului, nu știu dacă voi ați spus lucrul ăsta, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a fost răstignit în ziua de Paște și a înviat, s-a ridicat la cer, la dreapta Tatălui. Timp de 40 de zile el a stat pe pământ printre noi muritori în chip de om. Iar după 40 de zile acesta s-a ridicat, s-a înălțat la cer și de atunci stă în dreapta Tatălui și are milă de sufletul nostru. Să zic așa, este cel ce ne iartă nouă tot și suntem cel prin intermediul căruia ajungem mai ușor la Dumnezeu. Pentru că El este Cel care a murit pentru păcatele noastre, a fost răstignit pentru păcatele noastre. Astăzi se împarte lapte împreună cu pâsat în unele zone, se fierbe și se dă de pomană. Știu că în unele zone se dau și mături de pomană, pentru că se consideră că trebuie să se facă curățenie în casă, nu este bine să te cerți astăzi, nu este bine să muncești astăzi, pentru că este o sărbătoare identică cu sărbătoarea de Paște. Da, am vorbit azi dimineață cu părintele Visarion Alexa, atunci... mai pe înțelesul tuturor. Da. Dânsul, totuși, pentru că e mai 2019, a zis, oameni buni, dacă aveți serviciu astăzi, mergeți la serviciu, că vă pierdeți cu atâtea bători, vă pierdeți slujba. Dar, sigur, în casă e bine să nu faci altele. Da, așa este. Plus că dacă nu vrei să dai pomană electorală, dai astăzi, nu poți fi acuzat de nimic, poți să dai mături, liniștit. Da, și pe spinare, așa. Nu. Mulțumim că ai venit pe la noi. Sper că ai o vară plină. O vară plină, pentru că vreau și eu pe această cale, pentru că sunt la voi în emisiune și pentru prima oară vorbesc de asta, să mulțumesc din tot sufletul staffului Antena pentru faptul că au avut încredere în mine și pentru că m-au primit în echipa lor de ceva timp, de câteva luni bune. Sunt prezentator alături de Nicolae Tand la Star Chef, la Antena Stars. Așa că invit pe toți telespectatorii să ne urmărească în fiecare duminică, începând cu 18:45 la Antena Star. Facem o echipă bună și ne plimbăm așa, umblăm prin toată țara și aducem oamenilor obiceiuri frumoase și oameni frumoși de acolo, din zonele țării. Să nu te îngrași, că ăsta Nicolae Tan, ăsta nu știu ce, are o tenie, ceva, el nu se îngrașă, dar cine lucrează cu el e în acest risc. Iartă-mă un pic. O să-l întreb, să știi. El mănâncă mai franțuzește, Dani, să știi. Asta am văzut eu ce bulzi mănâncă el. Cu clisă.